Salutare, bun găsit! Eu sunt Ionica. Pentru astăzi vreau să pregătesc un mușchiuleț de porc. Uitați cum îl vedeți. Eu l-am tăiat fâșii și care am să-l împletesc. Punem și ulei de măsline și masăm totul. După care îl împletim. Aici am o tavă care am pus ulei de măsline. Am uns peste tot. Și acum mușchiulețul luăm și îl punem în tavă. Eu i-am pus garnitură, i-am pus și roșii, i-am pus și ceapă, i-am pus și morcov. Acum, după gust, ce garnitură doriți să faceți. Și eu aici am niște ketchup, ketchup făcut în casă, care am să iau și am să-l dau cu ketchupul ăsta, uitați așa, lung, cu acest ketchup făcut în casă, un ketchup minunat. Și am să pun un pahar de apă în tavă. Așadar, dragii mei, am scos și mușchiulețul de porc din tavă, cu ceapă și cu roșii, coapte. Așa arată, super delicios. Așadar, aceasta a fost rețeta. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, că mă apreciați. Abonați-vă dacă vă plac rețetele mele. Vă mulțumesc, la revedere, la următoarea rețetă. Cu drag!